Vinul cu cocaină care a inspirat Coca-Cola, până și Papa de la Roma încuraja consumul. Vinul cu cocaină care a inspirat Coca-Cola. Pare incredibil în ziua de azi, dar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, lumea întreagă a fost cuprinsă de frenezia consumului unei licori ce avea efecte speciale: pentru că folosea alcool amestecat cu extract de frunze de coca. Capete încoronate: scriitori, artiști. Un președinte al SUA și chiar doi papi au fost printre admiratorii și consumatorii vinului pe care istoria l-a reținut drept vinul Mariani. Vinul cu cocaină care a inspirat Coca-Cola. Povestea vinului Mariani începe, de fapt, în 1859, când omul de știință italian Paolo Mantegaza a publicat o lucrare despre posibilele beneficii ale unei plante puțin cunoscute, originare din America de Sud numită coca. Frunza de coca din munții Anzi a fost folosită de indigenii Aimara de mii de ani. Pentru a izola substanța, ei trebuiau să mestece frunzele, ceea ce, desigur, limita cantitatea de cocaină pe care consumatorul o putea extrage. Inspirat de concluziile acestui studiu, un chimist corsican pe nume Angelo Mariani a inventat, în 1863, un tonic puternic, un amestec de vin de Bordeaux și 25 de miligrame de cocaină la 100 de mililitri de vin. Două pahare din această băutură ar fi conținut aproximativ 50 de miligrame de cocaină, scrie Eiffelscence, Mariani a comercializat această băutură ca un remediu general, booster de energie, aperitiv, digestiv și sigur pentru copii, Atât timp cât doza zilnică recomandată pentru adulți a fost redusă la jumătate. Anumit această băutură vin Mariani, chiar și Papa Leon al XIII-lea a făcut reclamă vinului cu cocaină, fiind unul dintre consumatorii fidele ai acestuia. Până și Papa de la Roma încuraja consumul. Vinul Mariani a devenit o băutură extrem de populară în Paris, iar apoi s-a răspândit în Europa și în Statele Unite ale Americii. Apoi, Mariani s-a adresat mai multor personalități ale vremii, rugându-i să devină ei ambasadorii pentru produsul său. Toată lumea a iubit acest produs, iar Mariani a avut mulți adepți, inclusiv Regina Victoria a Marii Britanii, Jules Verne, Thomas Edison, Emile Zola, președintele SUA, Ulysses, Grant și mulți alții. Inclusiv Papa Leon al XIII-lea a fost convins să se alăture campaniei. În cadrul unor mesaje promoționale, Papa lăuda efectele tonice ale vinului cu cocaină, mai ales pentru momentele în care rugăciunile se dovedeau insuficiente. De altfel, Cleon al XIII-lea, care a ocupat tronul pontifical între 1878-1903, i-a acordat lui Marianit Medalia de Aur a Vaticanului și a acceptat ca imaginea sa să fie folosită în materialele publicitare ale chimistului. Papa Leon al XIII-lea nu a fost singurul papă care a iubit această băutură, Papa Pius al X-lea a fost și el un fan. Angelo Mariani a fost chimistul francez care a creat vinul cu cocaină ce s-a bucurat de o uriașă popularitate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Cât a rezistat licoarea pe piață? Observând succesul comercial uriaș de care se bucura băutura, Doctorul american Jesse Pemberton din Atlanta, el însuși un dependent de morfină, după ce a fost rănit în războiul civil, a hotărât să creeze propria versiune a băuturii, pe care a numit-o Pemberton's French wine coca, vinul coca franțuzesc al lui Pemberton, și pe care a început să o promoveze ca leac pentru diverse afecțiuni. Însă, pe măsură ce băutura doctorului american a început să aibă succes, a apărut și o lege locală în statul americanii Horrighi împotriva alcoolului, ce a precedat-o pe cea a prohibiției cu 34 de ani. Băutura lui Pemberton a devenit ilegală, dar pentru că avea alcool, nu pentru că includea cocaină, așa că antreprenorul a renunțat la alcool și a folosit cofeină. Noul produs a debutat în 1886 sub numele de Coca-Cola, ce avea să cucerească lumea rezistând cu succes până în ziua de azi. Chiar dacă alcaloidul care contribuie la formarea substanței halucinogene a fost eliminat pe cale chimică, după o rețetă perfectată în 1929. Vinul Mariani, în schimb, nu a supraviețuit decât până la moartea creatorului său, în 1914, Angelo Mariani nereușind să transmită moștenirea sa vreunui urmaș din familie. Totuși, în 2017, compania Babco Europa a recreat băutura folosind documente de la finalul secolului al XIX-lea, dar ea nu poate fi consumată decât în anumite țări.